sociologul Mircea Chivu este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Chivu, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și că stați astăzi alături de noi. Bună ziua, cu plăcere! Încă puțin și începem oficial campania pentru alegerile prezidențiale. Avem și candidați, un număr destul de mare, spun eu. Care sunt cei pe care îi vedeți dumneavoastră în turul 2 al prezidențialelor? Bun, deocamdată există un suspans pentru că încă nu se știe cine vor fi de fapt candidații. Pentru că anul acesta am avut o premieră. BEC s-a gândit, Biroul Electoral s-a gândit să se și uite la semnăturile depuse de candidați și a constatat că multe din ele sunt cel puțin suspecte. Și în prima fază a respins câteva candidaturi. Una din ele, una din respingeri, a fost anulată de Curtea Constituțională, care a spus un lucru aparent ciudat, anume că Biroul Electoral nu are calitatea de a stabili autenticitatea semnăturilor. Un lucru destul de straniu. E straniu mai ales pentru că nu există alt organism care să o poată face. Vorbiți de candidatura domnului Cataramă. Candidatura lui Cataramă, da? Dar Becu a mai constatat nereguli și la alte liste de semnături. De exemplu, la multe din ele a constatat că nici măcar nu erau false, erau pur și simplu trase la Xerox. Și a sesizat procuratura. Numai că parchetul funcționează cum știm. Adică probabil că vom avea o sentință, dacă vom avea vreodată o sentință definitivă, după ce se vor fi terminate alegerile și nu este exclus ca, măcar teoretic, alegerile să fie câștigate de unul care, de un candidat care să se fi înscris pe baza unor semnături care se vor dovedi a fi fost false. Păi și ce facem în cazul ăsta? Nu știm. În România Există vreo reglementare? Nu. Deci, practic, legea, într-adevăr, este că legea nu prevede proceduri clare de verificare a autenticității, a validității semnăturilor. Deci, practic, ar trebui constituit un mecanism care să verifice, să se ocupe fix cu ar trebui făcut două lucruri. Unul, redus numărul de semnături la un prag rezonabil, la un număr rezonabil, măcar prin prisma recomandărilor organismelor internaționale. Deci în comisie de la Veneția. Astfel încât numărul de semnături să fie, volumul de semnături să poată fi fizic verificat. Pentru că să fim serioși, când cineva vine cu 200.000, dar unele partide, unii candidați vin și cu 1.000.000 de semnături. Nimeni nu poate, nicio organizație nu poate în două zile cât este termenul. Să le verifice. Sigur că da. Practic pe toate. Și atunci, pe de o parte, ar trebui redus numărul de semnături, în felul acesta, făcându-se și mai permeabil sistemul electoral, permițând apariția unor actori noi pe scena politică. Și pe de altă parte, sigur că da, stabilirea unor proceduri clare de verificare a semnăturilor. De exemplu, listele ar putea fi digitalizate, astfel încât eu, de exemplu, să mă pot uita pe un site și să aflu pentru ce candidați am semnat, dacă am semnat. Și cine a semnat? Și evident să pot contesta în momentul în care aș vedea că semnătura mea apare și eu știu la trei că partide. Nu am dat-o. A, e voie să existe la trei partide, dar să știm și noi. Da. Dar sunt totuși câțiva candidați și vorbesc aici, iată, de Klaus Iohannis, de Dan Barna, Viorica Dăncil, Mircea Diaconu, iată, o surpriză a acestei campanii, care totuși
au șanse de turul 2, spun eu. Teoretic, sigur că da. Pe care îi vedeți în turul 2, dintre cei 4? Cei puțin... Dacă mă uit la sondajele care au fost făcute până acum, ar părea că Iohannis este, după toate sondajele, primul clasat și Dan Barna, candidatul USR Plus, pe locul al doilea. Deci ne-am putea aștepta la un tur 2 Klaus Iohannis Dan Barna. Da, dar trebuie să ne gândim la un lucru. Sondajele, cele care au fost publicate până acum, au fost toate făcute în niște momente în care nu se știa cine vor fi ceilalți candidați. Spre exemplu, în sondajele publicate, nu am văzut să existe nume precum Diaconu, Paleologu sau alți candidați care și-au anunțat mai târziu intenția de a candida. Ori, acești candidați, chiar dacă, după părerea mea, nu au șanse să intre în turul 2, ei pot strânge un număr semnificativ de voturi, care evident se vor scădea din cele previzionate de sondaje la alți candidați. Deci ar putea lua de la candidații de top, să înțeleg. Exact. De exemplu, Alexandru Paleologu, Toader Paleologu, mă scuzați, ar putea să ia din voturile lui Dan Barna și eventual și ale lui Iohannis, dar mă gândesc că mai degrabă ale lui Dan Barna. De asemenea, Mircea Diaconu și Cumpănașul, în măsura în care candidatura lui va fi acceptată, ar putea să rupă din voturile electoratului de stânga, deci ale Vioricăi Dăncilă. Deci, iată, putem să avem surprize. Practic, dar... candidații aceștia fără șanse, pe care să spunem că nu-i credităm cu șanse la a ajunge la turul 2, au exact rolul acesta de a muta niște voturi dintr-o parte în alta. Și, bineînțeles, eventual, de a crea un potențial de negociere la turul 2. Pentru că, spre exemplu, dacă un candidat X se clasează pe locul 3 cu, știu eu, 1 milion de voturi în spate, s-ar putea să negocieze cu ceilalți, cu cei doi candidați rămași în cursă, astfel încât, în schimbul unor, știu eu ce avantaje, să recomande alegătorilor săi una o anumită opțiune. Sigur, alegătorii nu o respectă întotdeauna, dar contează. Un număr sigur. Sigur că da. Asta a fost, de exemplu, situația clasică a lui Petre Roman în 1996, când el era pe locul 3 și a susținut candidatura pentru turul 2 al lui Emil Constantinescu în schimbul intrării Partidului Democrat la guvernare. Spuneați dumneavoastră mai devreme că președintele, actualul președinte, Klaus Iohannis, are șansele cele mai mari, potrivit chiar și sondajelor. În trecut însă, la ultimele scrutinuri, favoriții au pierdut. Și mi-amintesc aici de domnul Victor Ponta, de Mircea Joan, Năstase. Ar putea Klaus Iohannis să aibă aceeași soartă? Din favorit să piardă din această postură? Statistica poate fi citită în mai multe feluri. Putem să o citim, în felul ăsta. Cum că favoritul a pierdut, cel care se clasase pe locul 1 a ajuns pe locul 2, dar putem să o citim și în sensul că de regulă candidatul stângii, candidatul PSD, ca să nu ne ascundem, s-a clasat pe primul loc la turul 1 și a pierdut la turul 2. Pentru că și Joana și Ponta și Năstase erau candidații PSD.
La Ponta știm, a fost un vot anti-PSD, cel puțin în turul 2. Și a fost votul diasporei care a fost neașteptat oarecum. Și a făcut diferența în același timp. Mă rog, se poate, știți, e foarte greu de spus cine a făcut diferența când e vorba de o diferență foarte mică. Am putea spune că voturile maghiarilor au făcut atunci diferența. E greu de spus. Dar credeți că de această dată prezența la vot va fi la fel de mare ca la europarlamentare? La europarlamentare am avut o prezență destul de mare. O prezență neașteptată. Neașteptat de mare, mai ales că de obicei la europarlamentare prezența... Românii nu prea erau interesați. Dar nu, sunt toată Europa, prezența la europarlamentare e mică. Dar contează și momentul de emoție care există sau nu există într-un anumit scrutin. De exemplu, în 2014, la turul al doilea, a existat acel val de nemulțumire legat de faptul că în diaspora oamenii nu au putut vota să se exercite dreptul de vot. Și atunci a existat o emoție, o furie, o revoltă împotriva guvernanților, care a făcut ca la turul 2 să iasă în plus aproape 2000 milioane de oameni față de turul 1. Deși teoria spune că la turul 2 ar trebui să meargă mai puțin, pentru că cei care și-au văzut favoritul ieșit din cursă ar putea să nu mai meargă. Nu mai sunt interesați de... Dar atunci am văzut, vă spun, repet, cam 2 milioane de oameni în plus. Pentru că a existat acea emoție. Acum, în momentul de față, în primăvară, iarăși exista emoția, nemulțumirea oamenilor față de o anumită politică a PSD-ului. Și față de un anumit personaj. Că... Și față de liderul de atunci al PSD-ului. Exact. Acum, să vedem. PSD și-a schimbat liderul. E o față, o figură relativ nouă. Sigur, nu are o imagine foarte bună, dar mă gândesc că Viorica Dăncilă ar putea juca un atu pe care îl și joacă, de fapt, în începutul acesta de campanie. Un atu greu de înlăturat. Ea poate spune și e greu de contrazis. Noi am mărit salariile și pensiile. Și e greu să-i spui, să o contrazici. Că nu e așa. Salariile și pensii, care vor fi urmările peste un an, doi? Sau că a crescut și inflația în același timp? Astea sunt, ca să spun așa, discuții de elite. Pentru alegător de rând, e un adevăr palpabil. Și s-ar putea să joace acest argument. Și deci credeți că prezența va fi cel puțin pe același nivel cu cea de la europarlamentare? Cred că va fi mai mare. Mai mare. De obicei, dintre toate tipurile de scrutin, alegerile prezidențiale mobilizează cei mai mulți alegători. De ce? Pentru că oamenilor le place să voteze figuri. Le place să personalizeze politica. Și aici ai clar de ales între niște oameni. Dar sondajele, mai putem avea încredere în sondaje? Am văzut diferențe majore, cel puțin la ultimul scrutin de anul acesta. Mai putem avea încredere în sondaje? Eu am spus întotdeauna că e bine să fii atent la cine face sondajul. Adică, până la urmă, rezultatele unui sondaj, prognoza oferită de un sondaj, este o știre. Și ca orice știre, trebuie să te uiți cine ți-o dă. Trebuie să verifici credibilitatea sursei. Și atunci, dacă ne uităm la sondajele din primăvară, au fost două institute, mă refer la IMA și INSCOP, ale căror rezultate au fost foarte apropiate de rezultatele finale. A fost, pe de altă parte, un alt institut care de obicei nu greșea, mă refer la Curs,
care a dat niște rezultate care n-au avut nicio legătură cu rezultatul efectiv al alegerilor. După mine, în condițiile în care după alegeri curs nu a ieșit cu o analiză prin care să ne spună de ce, ce a greșit și unde a greșit, până la proba contrarie, nu mai reprezintă o sursă credibilă de informații. Deci, sunt câteva institute de sondaje care, an la rând, au dat rezultate corecte și altele care au dat rezultate greșite. Dar de ce există această diferență majoră între sondaje? În principiu, nu ar trebui să existe. De asta spuneam că m-aș fi așteptat ca cercetătorii de la curs să se întrebe întâi și întâi ei de ce există și să comunice lucrul acesta. Eu n-am de unde să știu sau aș putea să știu dacă aș avea toate informațiile. Adică dacă aș putea să văd baza de date, să văd cum au, care au fost operatorii care au lucrat, care operatori au dat rezultate ieșite din serie. Ca să sau spun. Depinde cu ce partide au lucrat. Poate fi și acesta un indicator? Nu, eu zic că nu. Știu că în general se spune că cine dă banul comandă muzica. Stă bine. Da. Eu am lucrat 20 de ani în industria sondajelor de opinie. Și știu două lucruri. Unu, că oricâți bani ți-ar da un partid, ele nu plătesc prestigiul unui institut. Pentru că un institut care își pierde prestigiul, care își pierde credibilitatea, pierde după aia bani mai mulți prin faptul că ești, nu mai are clienți, nu mai cred, nu mai vine nimeni să comande sondaje, știind că nu produce rezultate credibile. Deci, în general, nu-și prea, cel puțin institutele care au intenția să rămână în piață și în viitor, nu-și pot permite cu bună știință să falsifice rezultate. Pe de altă parte, chiar între oamenii care există, lucrează în institutele acestea, există o competiție. Ei sunt foarte atenți la rezultatele pe care le-a furnizat adversarul și încearcă să dovedească întotdeauna că el este profesionist mai bun. Este o întrecere între profesioniști, ca să spun așa. Și asta face ca în principiu rezultatele să nu depindă de cine comandă sondajul. De fapt, cel care comandă sondajul nici el nu are interesul întotdeauna să stea bine în sondaj. El ar trebui să aibă interes să știe cum stă de fapt. Se întâmplă însă altceva. Cel care comandă sondajul poate să decidă dacă publică sau nu rezultatele sondajului. Sau pe cele reale. Nu-și poate permite să publice alte rezultate decât cele reale, pentru că atunci intervine cel care a produs, institutul care a făcut sondajul. Au fost câteva situații. Și atunci ce se întâmplă? Dacă rezultatele nu-i convin celui care a comandat sondajul, de cele mai multe ori nu va publica rezultatele acelea. Și astfel se face că sondajele care apar în presă, care apar public, sunt sondajele în care cel care le-a comandat arată bine. Arată bine, da. Pe final, vă propun să facem așa o scurtă analiză a profilului candidaților, principalilor candidați la prezidențiale, și aș începe eu cu doamna Viorica Dăncilă, candidatul Partidului Social-Democrat la prezidențiale. Spunea și dumneavoastră mai devreme că, de regulă, candidatul PSD-ului era, cel puțin în primul tur, top. Da. Era candidatul de top. Va mai fi și de această dată Viorica Dăncilă candidat de top? Cred că nu, pentru că am avut testul de acum câteva luni în care partidul doamnei Dăncilă s-a situat pe locul 2, aproape de locul 3. Și nu văd
niște lucruri spectaculoase pe care să le fi făcut partidul sau doamna Dăncilă, care să-l aducă pe primul loc. Pe de altă parte, este posibil ca doamna Dăncilă să obțină mai multe voturi decât PSD. Pentru că PSD înseamnă multe personaje care nu au avut, care nu au fost foarte simpatizate de electorat. Controversate. Cel puțin controversate, dacă nu și dovedite corupte și așa mai departe. Ori, cel puțin din punctul acesta de vedere, doamnei Dăncilă nu îi se poate reproșa nimic. Bineînțeles, îi se pot reproșa nenumăratele gafe de comunicare, dar, vedeți, pentru acestea funcționează mai ales pentru anumit segment al electoratului. E drept că segmentul respectiv este segmentul care influențează restul electoratului, dar s-ar putea ca pentru marea masă a electoratului să figura doamnei Dăncilă să fie mai bine privită decât PSD. Are profil de președinte? Este, iată, o femeie candidată la prezidențiale. Da. Acum, dacă mă întrebați acum 10 ani, aș fi spus că o femeie nu are nicio șansă să se impună într-o cursă electorală, indiferent că e de primărie, de... No. Pentru că electoratul românesc este unul tradiționalist care vede bărbatul în fruntea a orice. Între timp lucrurile s-au mai schimbat, cred că și s-au văzut. Au fost diverse situații în care femeile au candidat și au avut succes în diverse competiții. Deci s-ar putea ca acesta să fie cu o campanie inteligentă, acest handicap să fie transformat într-un avantaj, pentru că este singura femeie cu șans dintre candidații care contează, ca să spun așa. La PMP îl avem pe domnul Paleologu. Un paleologu care, cel puțin până acum, mi se pare că desfășoară cea mai profesionistă campanie. El, neavând multe aturi, el are foarte puține aturi. El este un intelectual respectat, are un tată care este o figură iarăși respectată, dar într-o parte a electoratului. Are profil de președinte? Nu prea are profil de președinte, a spune. De fapt, el arată tot timpul o cultură, o erudiție deosebită, dar nu și o viziune politică. Dar este posibil, repet, campania pe care o, așa cum o desfășoară, mi se pare foarte bine condusă. Adică creează, atrage atenția. Este, cred, cel mai prezent în zilele acestea candidat, deși nu are în spate un partid foarte puternic. Mă aștept ca să obțină un rezultat mai bun decât ne așteptăm. Mai ales că pe segmentul de electorat pe care se luptă el, unde se află Iohannis și Barna, aceștia doi parcă așteaptă să intre în competiție electorală. Deci nu se manifestă deloc sau se manifestă cu mesaje confuse. Mircea Diaconu, candidatul ALDE Pro România, vine dintr-o altă zonă, este, iată, un actor în cursă pentru prezidențiale. Are profil de președinte? Nu, el este cel care, cum să vă spun, prin tot ce spune, este un non-politician.
Sigur, el mizează pe faptul că există o conotație negativă a ideii de politician în societatea românească, că în general politicienii sunt devalorizați, și el merge tocmai pe argumentul că el nu ar fi un politician, dar e un argument prea ușor de demontat. Practic, el a avut un mandat de parlamentar și unul de europarlamentar. Deci e greu să spună că, precum eroul din Titanic fals, să spună că el este un om venit din popor. El nu mai e de mult un om venit din popor, el este pur și simplu un fost actor, un fost bun actor, care a încercat rolul de politician și până acum nu a convins. Și Barna, USR, candidatul USR la prezidențiale? El, vă spun, are avantajul că reprezintă un partid, de fapt o alianță de partide, care este în plină ascensiune. USR a obținut acum 3 ani la alegerile parlamentare 8% și acum a ajuns deja la aproape și a triplat rezultatul. Deci este un partid în ascensiune. Este o figură nouă. Nu îi se pot reproșa păcatele celor clasei politice. Deci nu e pătat, cum... Nu e pătat, cum se spune. Spunem noi. Din păcate, până acum nu a reușit să prezinte un mesaj foarte clar. Să spună oamenilor acea frază care să facă diferența și care să lămurească oamenii de ce să-l voteze pe el și nu pe altcineva. Afișele cu care am umplut orașul, în care spune că el o să aducă fericirea, sunt, după mine, un non-mesaj. De ce spuneți asta? Pentru că fericirea nu înseamnă nimic, de fapt. Este o... un politician trebuie să spună cum va face el să aducă fericirea. Un candidat la președinție, chiar. Mai ales un candidat la președinție. Domnule Mircea Chivu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag. Plăcere. Vă mulțumim.